Știi să-ți promovezi clipurile pe Instagram? Dacă nu, rămâi alături de mine ca să spun cum se face. Salut, sunt Ionuț de la Memes.ro și astăzi vreau să vorbim despre cum se promovează un clip pe Instagram. Dacă sunteți pentru prima dată pe acest canal, vă invit să vă abonați pentru că de fiecare dată veți găsi lucruri care să vă ajute să dominați YouTube și Google. Știți cum să vă promovați clipurile pe Instagram? Dacă nu, nu vă simțiți prost pentru că nici eu nu am știut să o fac. E o informație destul de nouă pe care am aflat-o și am decis să vă propun și vouă să încercăm împreună să vedem ce rezultate avem. Am văzut foarte multă lume care încă nu folosește Instagram. E un lucru care e păcat, ca să zic așa, pentru că Instagramul are o deschidere foarte mare, ce obțin pentru partea de tineret, deși este, să zic așa, proprietatea Facebook, cred că în curând va depăși Facebook la engagement. Facebook se mai joacă și la algoritm un pic, deci va deveni din ce în ce mai greu să ajungeți în fața utilizatorilor voștri, în fața abonaților voștri, așa că să încercăm să ne dezvoltăm pe Instagram. Bineînțeles că sunt oameni care încă nu știu ce înseamnă acest lucru, Instagram. Instagram este o aplicație mai mult pentru partea de mobil, ceea ce este un lucru extraordinar de bun în aceste zile în care traficul de pe internet s-a mutat de pe PC pe mobile. Iar noi trebuie să o folosim pentru că, fiind un alt mod de a obține vizualizări, e păcat să nu intrăm și noi în această horă. Știu că foarte mulți dintre voi vă veți întreba cum pot eu să folosesc Instagramul, care e o aplicație pentru poze, cum să o folosesc ca să-mi pot promova clipurile pe YouTube. Asta este rolul acestui clip, să vedem exact cum putem să folosim Instagram pentru a promova linkurile clipurilor. Bineînțeles că știți, pentru a putea adăuga linkuri, trebuie să aveți conturi pe Instagram, trebuie să aveți cont mai mult de 10.000 de abonați, chestii de genul ăsta. Și totuși, dacă nu aveți, dacă sunteți la început de drum, puteți să folosiți linkul din profil. Vreau să vă, dacă nu știați, vreau să vă spun că Instagram vă oferă posibilitatea să adăugați în profilul vostru, în bio, un link. Vreau să vă arăt. Pentru eu am să deschid contul de Instagram. Da, există și un cont de Instagram dacă vreți să dați subscribe, chiar vă invit. După cum vedeți aici în partea dreaptă, puteți să vă editați profilul și aveți un loc unde puteți să puneți site-ul web. Păi și atunci cum putem să folosim un singur link pentru a ne promova toate clipurile noi care apar? Aici intervine frumusețea TubeBuddy. E o aplicație, o extensie de Chrome pe care v-am mai prezentat-o. Intrați pe site-ul celor de la TubeBuddy, unde v-ați făcut, dacă v-ați făcut contul, și intrați în contul vostru de TubeBuddy și la Promo Materials. Avem aici un link, un short link oferit de cei de la TubeBuddy pentru Most Recent Upload. Deci, oferind acest link, oricărui persoane pe care o cunoașteți, el va deschide ultimul clip promovat de voi, încărcat de voi. Și să vă arăt și cum este postat, pentru că este foarte interesant acest link. Da? După cum vedeți, deschide un playlist, v-am mai recomandat clipul, niciodată să nu le dați cu linkul de sine stătător, ci să facă parte dintr-un playlist și se deschid exact ultimele încărcări pe care le-ați făcut, ceea ce îl va determina pe utilizator să devină curios să mai verifice și alte clipuri ale voastre care sigur vă doriți această acțiune. Da? Deci după ce ați copiat acel link, îl puneți în profilul de pe Instagram. După care puteți să folosiți mai multe lucruri, inclusiv fotografie. Să zicem că aveți thumbnail-ul pe care l-ați făcut pentru clipul respectiv. Îl postați și spuneți că clipul îl găsiți în link-ul de pe bio, de pe profil. Sau puteți să faceți mai bine de atât, ceea ce vă recomand este să tăiați o mică parte
din clipul vostru să faceți un fel de trailer al acelui clip. Și îl postați pe Insta Stories. E o nouă postare de a posta clipuri scurte pe Instagram. Lumea devine curioasă și va verifica clipul din profilul vostru, linkul din profilul vostru, ceea ce linkul respectiv va deschide acel clip pe care voi vreți să-l promovați. Mie mi se pare un lucru foarte bun, un lucru care putem să-l folosim cu toți. Nu trebuie să aveți milioane de urmăritori pe Instagram, dar trebuie să fiți activi. Să, am mai spus, promovați clipurile YouTube pe indiferent ce rețea socială sunteți. Și pe Twitter, și pe Instagram, și pe Facebook, și pe orice. Aveți nevoie de vizualizări. De aceea mi se pare un lucru foarte bun ceea ce am învățat eu și vreau să vă prezint și vouă. Încă nu e un lucru pe care l-am încercat de foarte multe ori, dar e un lucru care am zis să vi-l prezint cât mai repede, pentru că vreau să vă ajut, vreau să-i ajut pe toți cei care sunt abonați acestui canal să crească cât mai repede și eu împreună cu ei. Dacă ați învățat ceva din acest clip, vă invit să vă abonați. Dacă sunteți deja abonați, vă invit să deveniți parte activă a comunității, să vă spuneți problemele, să vă spuneți întrebările și răspunsurile de la întrebările altora, pentru că până la urmă suntem o comunitate și încercăm să creștem împreună. Eu până data viitoare vă urez SEO plăcută!